Bună ziua! Institutul Patrimoniului Cultural continuă prezentarea lucrărilor elaborate în componența Institutului. Astăzi va fi prezentată lucrarea Arhitectura complexelor vitivinicole din Republica Moldova. Lansarea cărții are loc în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, într-un cadru mixt, deci cu prezentatoarea și moderatoarea, iar online, cei care sunt interesați de această temă. Autoarea este colaborator științific al Institutului Patrimoniului Cultural, doctor în arhitectură, Aurelia Trifan. Bună ziua! Monografia Arhitectura complexelor vitivinicole din Republica Moldova a văzut lumina tiparului în 1921 la editura Telegraf. Deci, care a apărut cu suportul financiar al Ministerului Culturii. Cartea este rodul muncii de cercetare la care Aurelia Trifan a lucrat câțiva ani în șir și care s-a încununat susținerea tezei în 2020, tezei de doctor în arhitectură. Lucrarea este bazată pe cercetările personale efectuate. A fost recomandată pentru publicare de către Consiliul Științific al Institutului Patrimoniu Cultural. Este o carte cu 273 de pagini, dintre care text este 173, iar restul sunt imagini fotografice, analize grafice, proiecte realizate și care sunt numite într-un mod foarte sugestiv suport iconografic. Structura cărții este pe patru compartimente împărțită. Primul capitol, ca de obicei în cercetare, este istoria subiectului, care este intitulat de la construcția utilitară la obiect arhitectural. Al doilea capitol este dedicat etapelor de constituire a arhitecturii complexelor vitivinicole din Moldova. A treia compartiment este arhitectura complexelor vitivinicole de Republica Moldova în contextul mediului înconjurător. Și a patra componentă este identitatea arhitecturală a complexelor vitivinicole. Astfel au fost abordate multitudinea problemelor cu privire la complexele vitivinicole din Moldova, din punct de vedere al integrității construcțiilor, cu procesele tehnologice și cu contextul natural al țării. Aș ruga pe autoare să ne vină cu unele explicații, precizări și detalieri referitoare la lucrare. Și în primul rând ne interesează cât de justificată este folosirea de arhitectura complexelor vitivinicole. Și am să explic în ce cauză. Pentru că, de fapt, este o arhitectură industrială care era mult timp considerată o soră vitregă a arhitecturii ca artă. Deci folosirea acestui termen impune niște schimbări în perceperea arhitecturii industriale. Nouă și vreau să spun că am fost atentă la această temă inițial și rămân pasionată până acum și apreciez și interesul dumneavoastră a celor care astăzi sunt prezenți în direct și online. Și vă rog frumos, dacă cineva nu a stins microfonul, că eu aud sunete adăugătoare și e foarte complicat să vorbesc. E foarte complicat, chiar vă rugăm, doamna Lucie, să stingeți microfoanele, așa, ca să pot vorbi liber și să vă spun ceea ce vreau eu, într-adevăr, să vă aduc la cunoștința dumneavoastră, că vă zic că vă apreciez acel interes pentru lumea fermecătoare a arhitecturii, reprezentată de cele mai vestite vinării ale lumii, care azi au devenit nu numai un obiect tehnic cum era pe vremuri, ci operă de artă și organizare socială, și sunt imaginile acestor vinării sunt definite de arhitecți celebri care sunt conștienți
de rolul arhitecturii în context, în societate, în mediul înconjurător și au fost capabili de a-și atribui semnătura și stilul propriu pentru a evidenția unicitatea acestor obiecte. Ultimele decenii ale secolului 20 sunt relevate prin faptul că o mulțime de arhitecți, inclusiv persoane foarte renumite, adică arhitecți foarte renumiți, care sunt câștigători ai premiului Pritzker, numit altfel și premiul Nobel al arhitecților, precum ar fi Rafael Moneo, Frank Gehry, Alvaro Siza, Santiago Calatrava, Zaha Hadid, Richard Rogers, Christian de Portzamparc, adică o mulțime de arhitecți foarte influenți pe mapa mond, care au demonstrat că această arhitectură trebuie să fie schimbată și au arătat cum. Subiectul abordat de mine în lucrare este demn de atenție și prin faptul introducerii noului într-o tradiție adânc înrădăcinată din zonele vitivinicole, din motive culturale, cât și din punctul de vedere a optimizării producerii vinului. Aici avem combinarea a două discipline exigente, precum ar fi designul arhitectural și crearea vinului, care nu are un alt scop decât a aduce lumii un vin bun. Adică arhitecții sunt constrânși ca să folosească tot ce e legat de producerea unui vin bun. Funcționalitatea spațiilor, a materialelor, acest raport rațional dintre sit și construcție, adică tot ce e legat de exigențele tehnologice. Toate aceste constrângeri anume și duc la o arhitectură inovatoare și spectaculoasă. Dacă e să vorbim despre fenomenul arhitecturii vinului, adică cum am numit-o arhitectură vitivinicolă, atunci își are începutul de la Chateau de Montsouris. Dar începutul este legat de un loc simplu, a cramei, care este un loc de producere. Și abia cu timpul, vreau să zic că se transformă într-o arhitectură, adică trece de la construcție la arhitectură și în anii 1970-1980 noi vedem că interesul major față de imaginea arhitecturală a acestor vinării este totul altul. Și pot să spun că încă un eveniment, această expoziție care a fost în 1988 în Beaubourg, Franța, dovedește că accentul e pus pe arhitectură. Singur, expoziția e făcută pentru a demonstra caracterul original al artei construirii vinăriilor. Vreau să spun că interesul major este demonstrat și de acele publicații care sunt acum, le putem citi, vreau să zic că și tot mai mult autorii acestor cărți sunt arhitecții care îmi cunosc din interior și anume ei ne vorbesc despre vinăria ca formă rațională, dar totodată și estetică, acel salt care s-a făcut de la o construcție inginerească la o operă de artă, ca și poate fi chiar și o paralelă, o asemănare, numite astăzi aceste vinării catedrale ale vinului. Înțelegeți? A ajuns la noțiunea de catedrală, ceea ce poate este cel mai distinct și în arhitectura de cult, anume catedralele Evului Mediu, care sunt ceva deosebit. Așa și aici, asta e, am vrut să spun,
despre arhitectura vitivinicolă, despre dezvoltarea ei în general, în lume. Și pe scurt. Și pe scurt, dacă pe scurt. Deci, când ai luat această temă să studiezi, atunci accesul vizitatorilor era limitat. Și era limitat și din partea, mai ales a tehnologilor, oenologilor, care considerau că nu poate să prezinte interes. Dar au fost câteva ocazii când s-au terminat restaurarea unor complexe și am văzut câtă mulțime este cointeresată să vadă unde se produce vinul. Pentru că în perioada noastră în care acum locuim, în care trăim, este igiena alimentației, a produselor alimentare, iar vinul intră în numărul acestor produse. Și este, bineînțeles, și un interes cognitiv să vadă cum sunt pregătite aceste produse de lux. Și vreau să mai spun că înainte, vizita la aceste complexe era ca un cadou pentru delegațiile care veneau în țară, se duceau, erau duse la câteva complexe unde erau cadele, unde se păstrau vinurile. Dar tipologia lor s-a mărit acum. Și în lucrare, mai multă atenție acordă anume la clădirile care sunt la suprafața solului. Ai putea să ne vorbești ceva despre ele? De aceea mă opresc primul la conceptul care e imaginii memorabile și ce se are aici în vedere. În rezultatul concurenței producătorilor de vinuri, este foarte importantă stabilirea relației dintre identitatea corporativă și aspectul arhitectural al clădirilor. Reprezentarea imaginilor arhitecturale în diverse forme, precum ar fi emblema producătorului, eticheta, designul diferitor produse conexe, permit crearea pentru consumator a unei imagini inseparabile a produsului. Și arhitectura modernă, expresivă, cu un aspect vizual recunoscut, atrage mai multă atenție spre brandul său, servește la publicitate și ridică statutul producătorului de vinuri, evidențiindu-i aspirațiile de a ține pasul cu vremurile și de a demonstra această cultură de producere a vinului. De regulă este împrumutată cea mai caracteristică fațadă sau una din vederi și după cum observăm, anume aici și putem spune că arhitectura stă la baza acestor transformări în comparație cu, să zicem, cu arhitectura anterioară despre care o puteți întâlni în carte, o etapă întreagă, arhitectura industrială sovietică, care este mai mult orientată spre folosirea materialelor prefabricate și nu are acest aspect care poate să facă să aducă un anumit statut acestui producător de vinuri. Ce am vrut să spun, că adică această imagine memorabilă trebuie să fie exprimată printr-un volum unic și trebuie să aibă poate unele elemente arhitecturale care să fie atrăgătoare pentru consumator. Anume, imaginea aceasta de neuitat și trebuie folosită pentru ca singur industria vitivinicolă să fie dezvoltată. După cum spunea doamna Nesterov, mai mult atragem atenția la arhitectura aceasta exterioară, care am vorbit numai ce, și adică dacă și apare în etichetă, apare această fațadă. Dar avem un alt concept care e foarte mult utilizat în ultimul timp și anume aceste vinării sunt integrate în relief. Și această formă și este astăzi foarte mult utilizată și putem spune că se dezvoltă a cincea fațadă a arhitecturii, a edificiului care se numește, care e terasa de sus
și ea apare cu o arhitectură peizagistică care este în multiple cazuri formată de podgorii sau de alte momente de arhitectură peizagistică cu diferite trasee, iar singura arhitectură este înscrisă în acest relief și noi nu o vedem până când nu ne apropiem de acest edificiu. Și următorul concept care aș vrea să atrag atenția din punct de vedere a unor inovații sociale de acum și de a pune acest vizitator în centrul complexului vitivinicol, deoarece vreau să atrag atenția că astăzi turismul vitivinicol ocupă un loc de frunte în domeniul turismului și aici, în centrul atenției arhitectului care proiectează vineria, este pus vizitatorul legat de complexul vitivinicol, adică obiectul arhitectural și mediul înconjurător. Vreau să spun că dacă la început această legătură dintre vizitator și complexul vitivinicol era foarte slabă, aproape că lipsea, noi vorbim doar de delegațiile care erau pentru de afaceri, adică din punct de vedere a unei experiențe, azi avem necesitatea de a atrage acești vizitatori și anume acest mod de a organiza complexul vitivinicol face să fie un perpetuum mobile pentru persoane, pentru arhitecți și pentru arhitectura cea inovatoare despre care noi vorbim. Totodată, atunci când atragem vizitatorii, este nevoie și de o altă modalitate, adică de a organiza acest spațiu unde este invitat. Și vorbesc aici de conceptul arhitecturii de spectacol, adică unirea undeva a arhitecturii și a evenimentului, a structurii fizice cu fluctuația temporală. Ideile scenografice sunt folosite atât în interior, atunci când vorbim despre sălile de degustare, sălile de restaurant, spațiile muzeistice, cât și de această arhitectură exterioară atunci când se folosește curtea, de asemenea, pentru a atrage spectatorul. Și avem o trecere lentă la un alt moment, conceptul conversiei care este folosit, și anume că dacă acest complex vitivinicol are pe teritoriul său mai multe clădiri care sunt de o tradiție în domeniul producerii vinului, atunci aceste clădiri ar fi bine să le păstrăm. Cu atât mai mult dacă aceste clădiri au și o valoare arhitecturală. Sunt implantate în această clădire, desigur că de acum noi funcții, deoarece sunt depășite acele funcții de producere și valoarea lor constă acum în atragerea vizitatorului. Aceste concepte care influențează foarte mult arhitectura sunt folosite de arhitecți și au o exemplificare extinsă în toate colțurile lumii. Aș vrea să dăm o întrebare. Ați pus accentul pe faptul că complexele vitivinicole moderne sunt amplasate pe pante și partea superioară este partea vizibilă. Este un secret în asta? Da, desigur, acesta e cel mai mare secret. Da. Primul ce este, dacă eu să pornim de la tehnologie, asta e foarte important, deoarece permite de a organiza corect procesul de primire a materialului primar, adică acestor struguri care nimeresc în partea de sus a pantei și de a folosi sistemul gravitațional pentru a putea primi acest produs fără a fi folosite pompele, fără a, să zicem, de a dirija acest proces deci, de formare tehnologic e corect. Avem un vin liniștit
care de mulți producători vitivinicole e considerat un vin mai bun, mai calitativ, mai fin. Și în afară de asta avem a doua poziție. Vinăriile organizate în pantă au și un alt aspect. Adică arhitectural ele sunt cu un aspect individual. Nu e acel tip standard, care mă întorc încă o dată la arhitectura industrială sovietică, care e undeva sterilă și e folosit pentru ușurință un teren care absolut nu are înclinare. Noi cunoaștem aceste complexe care au fost într-un număr foarte mare pe teritoriul Republicii. Da, vreau să vă întreb, complexele vitivinicole, ați vorbit foarte mult despre arhitectură, asta e foarte important, tehnică, dar pentru om, pentru oamenii care vin în vizită la aceste complexe, ce li se oferă? După cum și-am spus... Eu știu că ați spus, dar vreau să accentuăm acest lucru, că special este deschis și social, deci are niște componențe noi. În afară de... Tratamentul... Desigur, da. Se dezvoltă în acest nou complex o nouă structură care o atenție deosebită se acordă posibilității de a intra atât în zona tehnologică, ce până acum nu era posibil, cât și zone noi, zone ocupate de selele de degustare, după cum am spus, selele de restaurant. În afară de aceasta avem... Dacă trec la ceva concret, avem în ultimul timp acele complexe vitivinicole care folosesc și tratamentul cu vin, aceste spa, centre spa care sunt organizate. Vorbesc acum despre complexul vitivinicol de la Bulboaca, unde toți cunosc, cred că, Crama de la Mini, ea a avut foarte multă publicitate în ultimul timp. Și este cunoscută și sunt petrecute foarte multe evenimente care și strâng acești vizitatori și vizitatorii au posibilitatea nu numai de a se informa undeva educativ, informativ, adică vorbesc despre această cramă, dar totodată de a se relaxa, ce în ultimul timp este foarte important pentru producătorii de vin ca să anume să aibă acest rol atractiv. De a avea acești vizitatori în număr foarte mare, care fac cunoștință cu, odată prin arhitectură, fac cunoștință și cu vinurile. Vinurile sunt un brand al Moldovei, cunoscute, și deci această temă va obține tot mai multă și mai multă importanță în țara noastră, pentru că ea contribuie substanțial la completarea bugetului. Deci și în același timp trebuie să îi se ofere oamenilor și niște informații, niște complexe estetice, după cum ai spus. Și totuși, care sunt acele exigențe estetice ridicate față de aceste complexe? Ca față de o arhitectură. Pot să aduc aici doar acele exemple, adică da, acele modificări care s-au făcut în ultimul timp, vorbind despre aceea că arhitectura se transformă într-un simbol. Vorbim acum despre arhitectura Republicii Moldova și ne dăm întrebarea dar cât de semnificativă este anume arhitectura noastră, ceea ce avem. Și aici pot spune că simbol al arhitecturii vitivinicole pentru Republica Moldova sunt galeriile subterane de la Cripova, Mirești Mici, Brănești, care au apărut în anii 50-70, în urma excavării pietre de calcar și au fost folosite de producătorii de vinuri pentru a include aici atât o zonă tehnologică, Șampania, care folosește acest climat constant al acestor galerii, cât și această atractivitate care este inițial, de acum în aceste galerii, prin ceea că ele sunt gigantice, prin ceea că ele posedă o anumită factură, o anumită atmosferă, e o arhitectură, putem spune și rupestră, care într-adevăr trebuie evidențiată, ea este unică. Am avut posibilitatea să fiu la
în mai multe galerii și iată, am pus și la galeria Madame Plucot și vreau să spun că acolo e cu totul altfel. Aici depinde anume că s-au format galerii lungi, kilometri lungi. Acolo e ceva în Reims, Franța. Vreau să zic că s-au format aceste depozite datorită extracției cu totul una diferită de a noastră, care, cum vă spun, a noastră extracție se bazează mai mult pe adâncirea în subteran. Acolo extracția are loc pe deasupra, prin diferite ferestre, care și produc un spațiu înalt, dar limitat. Și încă ce am putut să spun, desigur că noi avem foarte multe vinerii care ar putea să fie o carte de vizită, adică să fie ceva semnificativ, un semn pentru arhitectura vitivinicolă, și anume aceasta este crama de la Kamenka, cu o istorie foarte bogată, cu un început în anii 20 a secolului 19, proprietarul fiind feldmareșalul armatei ruse, care este totodată și conte și primește titlul de principe. Și nu numai această cramă, dar și Petru Peter Wittgenstein, sau foarte des utilizat Piotr Cristian, deci Wittgenstein în rusă. Și vreau să spun că acel mediu înconjurător folosit de el este tot un obiect unic, nu numai pentru Moldova, ci și pentru regiunea care ne înconjoară, cu toate că putem găsi astfel de terase cu sprijin, cu ziduri, cu sprijin de piatră, dar sunt puțin altfel, sunt în Germania, în Austria, sunt în Italia. O parte din ele am dovedit să le vizitez și, într-adevăr, mă bucur că și la noi ar putea aceasta să fie un început a unui complex, dar cu părere de rău, rămâne până și ce în ruină această cramă și, desigur, că și aceste terase... E temporar. Să sperăm că, adică să fim optimiști, da, și să credem că, într-adevăr, se va schimba totul spre bine. Vreau să vă întreb. Ați terminat lucrarea cu capitolul Identitatea arhitecturală a complexelor vitivinicole autohtone. Puteți să ne spuneți ceva, ce vedeți autenticitatea lor, identitatea și autenticitatea? Da, aici aș concretiza că totuși avem o diferență destul de mare cu arhitectura care acum apare, acea inovatoare, și acolo unde se experimentează cu diferite materiale, toate că e bine să fie folosit anume materialele naturale. Mi-am pierdut gândul. Identitatea, da. E pe cale de formare, dar vorbeam de faptul că arhitectura vitivinicolă trebuie să tindă spre un obiect unic, ceea ce anume demonstrează arhitectura. Dacă e să analizăm arhitectura Republicii Moldova, noi avem o arhitectură a complexului vitivinicol. De aceea și denumirea cărții e arhitectura complexului vitivinicol. Nu avem crame cu care să le putem scoate ca un obiect arhitectural. De obicei, cramele folosite în aceste complexe sunt cele din perioada sovietică și ele nu prezintă interes. Complexele noastre vitivinicole devin recunoscătoare prin faptul că apar noi o nouă arhitectură, anume a acelor săli de degustare, a spațiilor muzeistice, a sălilor de tratament. Și aici vă aduc un exemplu, vinăria de la Purcari. A rămas același complex care este bazat, desigur, că pe galeriile subterane din secolul 19, dar totodată este un complex mai mult industrial sovietic și crama, toate aceste
obiecte păstrate pe teritoriul complexului sunt în perioada sovietică, anii 50, anii 60, 70. Schimbarea care s-a făcut a fost anume redarea acestui element particular, cum este turnul observator, acest turn de poartă introdus de arhitectul Mihai Rimciuc pentru a distinge arhitectura acestui complex și prispa introdusă, adică este introdus un moment legat de arhitectura tradițională pe care noi o păstrăm și care ne este mai ușor undeva să o implementăm. Să recunoască. Și e mai recunoscător, dar undeva poziția mea e că încă nu am ajuns la momentul când începem o arhitectură nouă. Dar negând la faptul că da, aș vrea să spun încă că totuși arhitectura modernă o putem exemplifica prin Vinăria de la Poiana, care are aproape toate acele funcțiuni plasate într-un singur obiect și ne demonstrează anume o arhitectură nouă, este atât integrată în relief, cât și are câteva niveluri deasupra, care unește selele de degustare, zona hotelieră, cu zona tehnologică și zona becerilor. Da, am înțeles acest lucru, este o temă foarte interesantă și este un proces de evaluare a patrimoniului Republicii în domeniul vinificației, viticulturii. Deci suntem în așteptarea unor complexe care ar răspunde întru totul acei exigențelor care le-ai numit. Acum aș vrea să dăm cuvântul unor persoane care de asemenea sunt din domeniul arhitecturii, diversă arhitectură și industrială și locativă, care este domnul Sergiu Tronciu de la Universitatea Tehnică, doctor în arhitectură. Vă ascultăm. Bună ziua tuturor! Sunt onorat să fiu prezent alături de autorul acestei monografii care a încununat teza, cercetarea tezei printr-o monografie. Vă mulțumesc pentru acest exemplar. Chiar l-am analizat și sunt bucuros să vă spun că lucrarea este structurată în așa mod că într-adevăr se intensifice emoția, iar arhitectura este o emoție. Vreau să spun și să-l citesc și pe Dragoș Ciolacu, care scrie că arhitectura vinului a fost asociată mereu cu imaginea populară a șateului pitoresc din Europa, iar mentalitățile se schimbă și producătorii îi provoacă pe arhitect să caute o nouă exprimare a acestui culturi. Anume, această cultură este descrisă ca un fir roșu în toate etapele în capitolul 2. Vreau să vă spun că cartea este foarte bine machetată și chiar n-a trecut nici 2 ani de zile de la teză și vedem și un suport grafic care poate să ne ofere o nouă abordare a arhitecturii acestui complex. Vreau să felicit pe autoarea monografiei cu lansării acestei cărți și cu siguranță să nu fie ultima această carte în cercetare și vă mulțumesc pentru această carte și vă urez succes în continuare. Intervenție. Continuăm atunci lansarea cărții și aș vrea să vorbesc puțin despre autoare. De unde, doamna Aurelia, această temă și interesul față de complexele vitivinicole? Da, moment. Deci știu că ești de la sud, ești din orașul Leoba și această zonă este vitivinicolă. Dar este o zonă deosebită de cea din nord. Iar vinurile se deosebesc. Dacă aș putea să ne vorbiți ceva despre. Desigur că vin din raionul Leoba,
M-am născut într-o familie unde tata, având specialitatea de agronom, și-a consacrat toată viața anume cultivării viței de vie și a fost pe parcursul mai multor decenii legat anume de acest domeniu. Fiind încă de o vârstă preșcolară, am fost la multe vinării, adică mă lua tata în mașină și ajungeam la aceste vinării. Nu cred că atunci am fost impresionată, dar mi-a rămas niște imagini până acum pline de soare, nu știu de ce, poate că sunt zilele de toamnă când roada de era de acum strânsă și zilele noastre în Moldova destul de calde și frumoase. Și anume când doamna Nesterov, am discutat în mai mulți ani în urmă despre posibilitatea de a studia această temă. Prima a fost, desigur, că sunt niște rădăcini, poate, ale mele în acest domeniu, dar eu sunt pasionată de foarte mult timp de această arhitectură care o urmăresc în internet, deoarece e mai posibil decât să poți vizita în direct aceste vinării, cu atât mai mult acum cât e pandemie, cu toate că am avut mai multe idei de a ajunge la mai multe vinării care sunt, de exemplu, vroiam să văd Marchis de Restal de Frânghiere cu aceste nouă materiale. Arhitectura asta deosebită m-a făcut să iau tema pentru studiere. La început a fost destul de greu că să găsești exemple în arhitectura noastră era destul de complicat, dar văzând că mulți din arhitecți, începând cu primul, Valentin Wojciechowski, care atunci nu se vorbea despre o arhitectură vitivinicolă, încearcă să introducă în galeriile de la Cricova această sală, prima sală, care a fost sala Gagarin, acum sala europeană, și a fost puțin schimbată, dar în linii mari a rămas același, că avem același volum subteran. Și mai departe vreau să zic că s-au inclus mai mulți arhitecți. Vorbesc de Leo Dumitrașcu, care a făcut Chateau Vartelli și a participat și la reconstrucția complexului de la Bulboaca. Vorbesc aici despre Apostolul, care a făcut acest arc de intrare, adică și un monument al arhitecturii în Podgorie. Este Valeriu Zasenko ultimul timp și din cei tineri, Sergiu Cârjă. Și vreau să adaug aici că este o experiență folosită nouă. Sunt invitați arhitecți străini, cum ar fi Arnaldo Tranti, proprietarul vinăriei Nu s-a temut și el a fost invitat pentru a participa anume la restructurizarea acestui complex vitivinicol. Da. Înțeleg că este o cale modernă a unei arhitecturi care acum îți găsește locul în tipologia obișnuită, cum ar fi tradițională. Vinăriile sunt acum ceva intermediar între arhitectura industrială, mai rămân încă tehnologie, proces tehnologic, dar devine și deschisă social. Deci aș fi vrut să spun următorul lucru, că când ți-am propus această temă, eu am reieșit din experiență care era atunci în Republică, când aceste complexe erau închise. Am fost când am pregătit ghidul monumentelor de istorie și cultură din Moldova, am inclus și aceste vinării. Dar trebuia să le văd. Știam că sunt complexe vitivinicole și am fost la Ministerul Culturii, unde mi-au spus că n-am ce căuta acolo turiști. Asta a fost undeva 25 de ani în urmă. Uite, în timp de 25 de ani s-a schimbat absolut atitudinea față de aceste complexe. Și acum putem să spunem că arhitectura vitivinicolă, de fapt, este o arhitectură high-tech, pentru că se folosește foarte mult metal, se folosesc forme generale și compozițiile absolut sunt moderne. Deci suntem pe cale ca să devenim o țară industrială dezvoltată, cel puțin în domeniul fabricării vinului. Pentru că vinul este un deliciu, vinul este un produs necesar și la trist și la vesel,
Deci asta este un viitor pentru dezvoltarea economiei Republicii. Și vreau să spun următorul lucru, că conlucrarea noastră, eu ca conducător din ataca disertantă, a adus foarte bune roade, pentru că a fost o conlucrare reciprocă. Eu am aflat multe, ai acumulat material foarte mult din călătoriile care le-ai avut în Europa, ai acumulat material de Republică, materiale de arhivă și în felul acesta ai avut o carte foarte bine documentată, care prezintă interes și din punct de vedere al arhitecturii și al vinului. Eu cred că va fi o carte cerută de cititori. Da, e un început. De-ați început. Nu, e un început de arhitectură. Da. N-aș spune că eu voi prelungi anume aceasta, dar e posibil alți autori să apară care, într-adevăr, doresc să se exprime pe anume despre această arhitectură foarte provocatoare, cu elemente metaforice care schimbă viziunea noastră față de arhitectura industrială. Da, așa este. Și mai ales că în Moldova este și această sărbătoare a vinului. Și atunci aceste complexe vitivinicului se includ în sărbătoarea vinului și sărbătoare care are loc toamnă, într-adevăr, într-o zi cu soare. Și asta, mi se pare că Maxim Gorki a spus o expresie celebră, că vinul este raza solară trecută în vin. O ai undeva scrisă? Nu știu dacă asta știu. Îmi place foarte mult ceea ce scrie domnul Dragoș Ciolacu în cuvântul de introducere, dacă îl găsesc acum. Cine știe să deguste un vin bun, știe să soarbe din el picături de geniu. Asta de Charles Baudelaire și folosită ca un epigraf în carte, în cuvântul de introducere, care cu atâta amabilitate a fost de acord domnul Ciolacu să mi-l acorde și vreau să spun, nu știu dacă cât e de exact, că și dumnealui este originar din Republica Moldova. Din Chișinău și îl cunoaștem și casa istorică în care a locuit. El a văzut, a vizitat. Pentru că eu i-am arătat unde a locuit. Cine? E 44. Nu, doamna. Cine? Este? Doamna Carpov este? Da, doamna Carpov. Da, pentru doamna Carpov, sigur. Vă spun și n-am văzut. Felicitări pe Aurelia. Deci, vreau să vă prezint. Mă scuzați, nu v-am observat. Deci, doamna Aurelia Carpov, fosta șefa a Departamentului Arhitectură, doctor în arhitectură. Vă ascultăm. Vă auzim. Da, revin la felicitări pentru o lucrare extraordinară scrisă de Aurelia împreună cu doamna Nesterov, o să spun asta. O lucrare, în primul rând, științifică, dar în același timp, cred că va fi un îndrumar și pentru turiști și pentru investitori. Eu cunosc pe Aurelia încă din facultate, mă mândresc că avem o relație deosebită până acum, mă bucur foarte mult pentru succesele pe care le are. Am ascultat cu atenție tot ce ați prezentat și mi-ați luat multe idei care am vrut să le spun. Îmi place foarte mult să discutăm vinăriile realizate de mari arhitecți din Europa, să le comparăm cu cele pe care le avem, ale noastre tradiționale. Tot mă întrebam dacă se merită să mai facem multe vinării și mi-am răspuns că da, se merită, cu cât mai multe vor fi, cu atât mai bine. Bineînțeles că ar fi fain să comisionăm arhitecți renumiți, chiar dacă avem arhitecții noștri foarte buni, pentru că asta aduce o plus valoare. Nu întâmplător, foarte multe orașe mici din Europa invită celebrități, Calatrava, Chieri, Zaha Hadid, care vin în niște orașe necunoscute și care într-un timp scurt devin renumite, anume pentru că realizează acolo niște bijuterii arhitectonice. Eu prefer să le numesc bijuterii arhitectonice în comparație cu ce ați spus că ar putea fi catedrale arhitectonice. Nu, mai mult îmi plac bijuterii, mai ales dacă le vedeți așa în depărtare ca niște diamante pe podgorii. Și
E foarte interesant să studieze aceste bijuterii. Cineva bănuară că Calatrava s-a inspirat din forma butoailor de lemn. Ceva mai recent a apărut o vinărie în orașul Bordeaux în formă de decanter, realizată de Anouk Legendre. Acest arhitect a fost invitat la conferința care trebuia să fie la început de martie și a fost suspendat oricum va fi. Cu această ocazie vă invit la această conferință pentru că o să savurați, o să ascultați cum o arhitectă din Franța, care a fost conceptul ei, cum a ajuns să facă, accesați și vedeți ce formă interesantă prezintă ea, ca să continuăm discuția. Sigur că mi-ar plăcea foarte mult să discutăm, să continuăm discuțiile la un pahar de vin și cu siguranță o să ajungem și la, și la aceasta. Dar încă ce un moment care mi se pare important, că nu este necesar sau obligatoriu să apară, doar să apară multe vinării și vinării frumoase, ci aici trebuie, în incinta acestor vinării, ar trebui să continuăm să cultivăm gustul pentru consumul vinului. Este suficient să savurăm un pahar cu vin, dar să simțim aroma, să simțim notele, să simțim ceva deosebit. Adică există și a doua parte, arta consumului vinului. De acord, da. Da, mulțumesc mult. Da, pentru că, de ce vă spun asta? Chiar în ultimul weekend cu prietenii noștri am fost la o vinărie unde am savurat vinuri noi și unde am inițiat chiar un concurs, cine și ce note simte în acest vin. Și o comunicare între prieteni poate fi la un pahar cu vin. Că ceva timp în urmă am zis că la Cricova am fost, nu e suficient, nu mai vreau să mă duc. Dar atunci când în incinta unor vinării poți să comunici cu ai tăi prieteni, cred că asta este o altă treaptă a comunicării. Felicitări încă o dată, mă bucur foarte mult, succes în continuare și cu siguranță carte va avea succes. Mulțumim foarte mult, iată că ați vorbit și despre arhitectura contemporană, dar și despre cultura vinului, ceea ce foarte, foarte important este. Vă mulțumesc mult pentru participare. Și mai avem încă un invitat, este Leonora Brigalda. Vă ascultăm cu cea mai mare atenție. Este. Eleonora. Deci a promis doamna Brigalda și probabil că nu a ajuns. Bine. Dumnezeu este printre... Dumnezeu este. Poate nu ne aude. Pornească microfonul. Așteptăm, dar un pic, dacă ceva... Îmi permiteți până când vine doamna Brigalda, îmi permiteți? Da, desigur. Da, continuând ceea ce a spus antevorbitoarea, da, zice, când văd un pahar cu vin, scot căciula și îl închin. Când văd numai un pahar, îl închin mai mult fugar și plec jos, smerit afrunte, când văd două și mai multe. Și așa mai departe. Voiam să întreb, felicitând-o inițial pe autoare cu această remarcabilă realizare, voiam să întreb dacă există elemente comune între arhitectura complexelor vitivinicole de Republica Moldova și cele din Moldova din dreapta Prutului. Dacă există, care ar fi acestea? Aici eu vă mulțumesc în primul rând pentru acele versuri care v-ați străduit să le memorizați pentru ziua de astăzi. Da, arhitectura vitivinicolă, înțelegeți că majoritatea cazurilor au foarte multe puncte care le unesc. Și vinăriile care sunt la noi, cele care folosesc o arhitectură tradițională românească, le găsim și pe teritoriul României. Dar România fiind o țară cu un număr de locuitori foarte mare, cu un teritoriu foarte mare, cu posibilități financiare cu mult mai mare, are și o arhitectură care este orientată spre cele noi concepte despre care am discutat
poate cuiva i s-a părut prea mult, dar care într-adevăr pun baza teoretică a arhitecturii. Adică, cred că v-am răspuns la întrebare, ceea ce e legat de o arhitectură care e comună pentru aceste două teritorii, care de fapt e unul singur, este și rămâne. Vă mulțumesc! Bună ziua! Da, poftim, Eleonora! Bună ziua! Cer scuze că nu am intervenit imediat, am avut niște probleme cu conectarea, dar în primul rând vreau să felicit pe Aurelia cu această lansare frumoasă de carte și să menționez pe monografia Complexurilor vitivinicole din Republica Moldova, semnată de dumneie, este o lucrare de pionerat, fiindcă ea trasează direcții noi de cercetare în domeniul arhitecturii, mai ales, cum au și vorbit antevorbitorii, în Republica noastră sunt multe complexuri vitivinicole, precum Cricova, Milești Mici, Brănești, Ciorescu, Castel Mimi, Vinăria Urcar, Vinăria Poiana și altele, fiecare din ele merită a fi inclus în contextul intercultural. Aș vrea să menționez de asemenea un aspect valoros al lucrării care constă în studierea aprofundată a etapelor construirii arhitecturii complexelor vitivinicole pe teritoriul Republicii Moldova, faptul că autoarea a cules și a sistematizat date privind edificarea lor, precum și a stabilit anumite principii de identificare a arhitecturii vitivinicole. Consider că această lucrare este binevenită, este o lucrare serioasă, care reflectă și fundamentează o temă de foarte mare importanță, prioritară pentru cultura noastră, o carte care este interesantă și utilă atât pentru specialiștii din domeniul arhitecturii și industriei, dar și ea poate servi și drept un ghid pentru fluxul turistic dornic să ne cunoască țara. Felicitări pentru autoare și pentru conducătoarea tezei de doctorat. Doamna Nesteru. Da, vă mulțumim mult, doamna Eleonora Brigaldi. Ce faci, avem timp? Nu mai avem timp. Dorește cineva? Să mai dacă cineva. Domnul Stăvilă, mi se pare. Vitalie Malcoci. Vreau să zic că domnul Vitalie Malcoci, încercând să-și expună părerea, vine la noi în spațiul nostru. Și-l întâlnim foarte cu bucurie și cu dispoziție bună. Da, vă mulțumesc că se aude foarte rău cu întrerupere, nu știu ce cauză, dar eu aș vrea în primul rând să felicit autoarea, dar zic că este o reușită sub toate aspectele. Specialiștii în materie și-au expus părerele. Este o tematică care este în continuare dezvoltare, vinăria caută, deci ieșește și înspre Europa și înspre alte teritorii ale globului. De aceea ar fi de dorit ca această tematică să fie extinsă și să fie cercetată și studiată în continuare de doamna Trifa. Încă o dată felicitări și urări de bine. Sunteți din pleiada tinerilor cercetători din Institutul nostru și aveți reușite foarte frumoase, atât cu susținerea tezei și cu această apariție. Felicitări! Vă mulțumesc mult! Și acum, la sfârșitul acestei prezentări, vreau să fac totalul, cu o glumă. Deci, când activam încă în proces și de cercetare, am făcut un referat privitor la monumentele de arhitectură, istorie și cultură. Și era o conferință mixtă, unde erau și din partea tehnologiei vinicole. Și mi-amintesc că interesul față de referatul privitor la vinuri era mai puternic decât cel față de arhitectură, față de monumente. Asta sigur că mie mi-a fost neplăcut. Dar mi-am dat seama că este o temă care interesează pe toți. Și atât chiar acum au participat colegii noștri care și-au exprimat
Deci, felicitări, au felicitat pentru această carte. Deci este o temă care privește pe fiecare. Pentru că este o temă aproape sufletului nostru, moldovean, moldovenesc. Dacă îmi permiteți, da. Și eu vreau să zic că vreau să vă spun mulțumesc pentru aprecierile care au fost făcute și vreau să remarc într-adevăr că această monografie este un studiu care a fost efectuat pe parcursul mai multor ani sub sprijinul competent al doamnei Nesterov, care, și aici vreau să spun cu ultima, adică epizod care l-a povestit doamna Nesterov, că a putut să mă susțină în așa mod ca să depășesc acele dificultăți care sunt inerente oricărei cercetări științifice. Nu trebuie să cazi niciodată, dar dacă ai căzut, ridică-te și mergi mai departe. Da, și cu această ocazie mulțumesc foarte mult doamnei Nesterov pentru sprijinul competent care mi-a fost pe parcursul acestor. Cea mai mare plăcere și vreau să spun că a fost, folos pentru mine, pentru că tu ai lucrat atât de adânc, atât de profund, atât de materiale ai adus, că eu n-am putut să rămân indiferentă și am început și eu să intru mai puternic în această temă. Îmi dau seama că este o temă foarte frumoasă și sper că, într-adevăr, vei continua și mai departe, fără a neglija și alte teme. Mă bucur și eu pentru această temă. A fost toată familia mea introdusă în această activitate, începând cu soțul care a fotografiat, se vede după ilustrațiile care sunt în această carte, atât fiul care a fost și, după cum am spus, această carte este dedicată și familiei mele, care undeva a fost un început. Și mi se pare că și grafica este a fiului. Am citit. Nu e grafica, dar el... Coperta. Asociu. Da. Bine, atunci eu vă mulțumesc tuturor pentru participare și sper să ne întâlnim cu altă ocazie, tot în felul acesta, mix pentru a lărgi audiența celor care se interesează de problemele care se ocupă Institutul Patrimoniului Cultural. O zi bună în continuare. La revedere. Numai sănătate și pace. La revedere. La revedere, o zi bună tuturor. O zi bună, mulțumim pentru participare. Cu drag, sunteți bravo. Felicitări, Aurelia, încă o dată. Mulțumesc mult, Enșan. Felicitări, succes, vă doresc. Mulțumesc mult. Doamne, sunt adresată de